pop, de la tembelizor. Mamă, ce... Wow. Ia uză pasta, ia uitați, revelionul de la Pantena Stars, asta dorește mămica. Dar totuși pe TVR ce o fi? Nu se știe, pare că e mai interesant aici. Camara de la Negru. Dansul și balanul. Are toată lumea băutură? Da. Hai, Doamne, ajută la mulți ani. Doamne, ajută. Cred că e cazul să conectăm Bluetooth-ul și să punem ceva, că hiturile care ne-au consacrat. Ce melodie am avea așa de anul nou? Ce registru? E registru socialist, ce se asculta în... Ăla suntem, deschidem porta soare, lumina... Ciocola, merge! A, e frumoasă aia, ia! Porumbei! Oricum, orice ar fi, dar va fi mai bine decât... Ce dezastru ăsta! Vai, aici chiar este un dezastru! Dar are ritm, adică... Da, vor și... Maria Dragomir. Da! Dominic Cruci. Ce pisica e? Așa ceva, să-i dau. Ai, scos ăsta, Loredana! Asta e cealaltă cu zi. Anul ăsta, a, da! Deci mi-am iat... Dida Drăgan, deci e aici un carcalete. Cuțit, tortul nu s-a tăiat, a mâncat doar mămica, acum ți s-a părut tortul s-a tăiat. Excelent. Dida Drăgan, deschideți poarta soarelui. Săraca avea o față mai jos sau mai sus decât melancolică, către aproape deznădejde. Nu știu. Din vis trezit. Se înalță către infinit. Mergem cu muzică din anii aceia. Deschideți poarta soarelui să poată lumina. Tehnologia în viitor aici, avem un tovarăș. Un tovarăș care urește cu... Domnilor, ci că în viitor nu mai există tovarășul mare. Domnilor, ci că se aleg tovarășii la vot popular. Domnilor, vreau să cred. Voi de capul. Domnilor, chiar pe bune. Sper că mai trăim un comunist, da? O să cad. Asta mi se prezice că o să cad. Dar nu o să cad. Ce se fărâmă? Uite, pragul ăla. Se fărâmă? A fost fărâmat, săracu. Mai de mult. Acum e bine. Mai-mi pun și o băutură.
gratificare, și anume că toți arătăm ca și cum am fi inspecția la liceul de elite din Galați. Nimeni nimic. Vedeți. Care îi doresc nemurire este zeița Margareta Puslaru. Perpetuarea cum fredonează în haos. În haos. Este perpetuarea muzelor grecii antice. Muzelor grecii antice, Doamne! Este Margareta Puslaru. Da, avem parte de dobânzi
foarte preferabile. Le împrumut acum. Mari finanțiști. Tortul Sahăr a fost făcut terci, slav. De la nu știu dacă academia, merita așa o... Cum era, nu academia, școala... Slav, nu știu, post, nu se mai știe. O să gust și eu în sfârșit tortul, dar mai bine... Riscurile sunt minime. Eu zic că de acum încolo putem să accedem la post-socialism. Efectiv, magazinele vor fi pline. Dar sunt deja pline. Tovară, și exact, vor fi și mai pline. Nimic nu se poate întâmpla mai rău. E așa, tovarășa. Și dacă se întâmplă rău, domnilor, soare, bine ai venit. Noi mereu avem acces la shop-uri, e de bine. Shop-uri, lumânări, alții dau acces. Tort, Sahăr, artificii. Era să mă așez pe ăsta cu Mihai. Da. Nu știi că era o rivalitate între Ana Ruceanu și Ana. Mihai Ruceanu aia care a murit săraca în 89, nu? Ia să vedem, domnule. Ia bagă. Cum e, mă, Loredana? Cum e chestia asta? E, își merită... Da. Mm. E un gust foarte fin. Tovară se supără de aia de tort. Este un tort vestic, nu? Da. Trebuia să zic că cel mai bine e cu frișcă, dar am uitat să iau frișcă. Vrea mea că cel mai bun tort este făcut în Republica Socialistă în România. Deja pare că ne ducem în niște câmpii, avem aici determinat niște alcoale. Nu vreți să ne vedeți cum dormim sub masă. Da, chiar m-am gândit. Bine, ți-ai putut, dar am zis că nu vreți chiar. E cam cu fete.